În perioada 4-6 octombrie se va derula exercițiul Național Valahia 2016. Aplicația presupune simularea unei situații de urgență la Centrala nuclear Electrică Cernavodă. Peste 150 de specialiști din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență vor participa la acest exercițiu. Exercițiul Valahia 2016 are în vedere testarea planurilor de răspuns la urgența nucleară și radiologică și a interfețelor dintre organizațiile de răspuns la urgențe. Instituțiile implicate în derularea exercițiului Valahia 2016 sunt Comisia, CNE Cernavodă, Primăria Cernavodă, Prefectura Constanța, Societatea Națională Nuclear Electrică, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Centrul Operațional de Comandă al Guvernului și Spitalul Clinic de Urgență București. Fiind o practică standard în domeniul nuclear, astfel de exerciții sunt realizate în mod frecvent de către organismele de reglementare în domeniu și operatorii de centrale nucleare, cu implicarea autorităților locale și naționale responsabile, în scopul îmbunătățirii continue a răspunsului la urgență, informării corecte a publicului și a asigurării tuturor măsurilor de protecție în cazul unei urgențe.